practici ilegale și de lapidare la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Asta acuză mai multe cadre didactice, iar procurorii au deschis un dosar penal pentru constituire de grup infracțional organizat, abuz în serviciu și de lapidare. Prejudiciul estimat de Corpul de Control al Ministerului Educației este de peste 6 milioane de lei. Tot scandalul în care este implicat acum Universitatea Dunărea de Jos a pornit după ce, anul trecut, mai multe cadre didactice au sesizat Ministerul Educației, care a trimis Corpul de Control la Galați. Acesta a sesizat apoi Curtea de Conturi, care din 10 ianuarie 2022 verifică Universitatea. Și este vorba, ca să nu ne mai ferim, este vorba de chitanțe false, fals și uz de fals și de lapidare. Raportul semnalează chestiunea asta gravă, da? În legătură cu taxele judiciare. Și chestiunea este simplă, adică pleacă chitanța de la poștă cu 5 lei, iar în universitate se decontează cu 500 de lei. Despre treaba asta se știa și nu s-a luat nicio măsură. În 2021, Corpul de Control a semnalat un nereguli privind această taxă de timbru. Din acel moment, ținând cont de această suspiciune, orice taxă de acest tip s-a oprit în universitate. Deci tot ce am putut verifica intern s-a dovedit a fi corect. Raportul Corpului de Control al Ministerului, cel care a sesizat și determinat controlul Curții de Conturi și sesizarea procurorilor, arată depistarea mai multor nereguli financiare. Rectorul Universității le recunoaște, dar nu le admite în totalitate. Este vorba despre trei categorii mari de prejudicii care au fost clarificate, sper eu. Deci este un prejudiciu de 5.200.000 rezultat din plata nejustificată, fără contracte de muncă, a unor comisii în perioada 2018-2020. Este vorba despre activitatea sau finanțarea din partea universității a activității unei asociații private și despre acele taxe de timbru. Rectorul universității insistă că nu a primit efectiv raportul Curții de Conturi pentru a putea lua măsuri. În plus, nimeni de la parchet nu i-a întrebat nimic de luni bune. Asta chiar dacă din vara anului 2021 parchetul anunța că cercetează universitatea. Nu am cunoștință de existența unui asemenea dosar și nu a venit nimeni în universitate din partea parchetului să solicite documente din acest punct de vedere. Mai mult, pentru că nu s-a primit nimic oficial de la Curtea de Conturi, dar s-au aflat rezultatele din spațiul public, universitatea va sesiza Comisia de Abuzuri. Nu e nici etic, nici moral să se întâmple lucrul ăsta, drept pentru care în această dimineață am făcut o sesizare la Comisia de Abuzuri din Parlamentul României cu această speță. Faptele reclamate au avut loc din 2018 și până în 2021.